s-așează gluma peste o luăm de la capăt. Bună dimineața tuturor! Se aude, nu? Suntem din nou în preajma lui Eminescu la un nou 15 ianuarie, ziua nașterii poetului nostru tutelar și ziua culturii naționale. Iată că s-au împlinit 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Pe măsură ce ne îndepărtăm de această dată, lumina lui se crește, lumina lui e tot mai puternică. Eminescu rămâne contemporanul nostru. De acolo, din secolul lui 19, ne transmite nouă celor din acest început dramatic de secol 21 frumuseți artistice nepieritoare.
poezia lui și publicistica lui sunt vii. Continuă să se afle în circuitul bibliotecilor, în circuitul școlar, în patrimoniul nostru național. Eminescu, așa cum spunea cineva, foarte plastic și frumos, este cartea destinului nostru. Cartea destinului nostru care rămâne veșnic deschisă în fața eternității. Sau Nichita Stănescu, iarăși în stilul lui și ludic, dar și extraordinar de plastic și de frumos. Eminescu nu este un idol. Eminescu nu este un zeu. El este ceea ce este. Noi în noi. Deci Eminescu este sinteza noastră spirituală și ne va aduna cu aceeași religiozitate, cu aceeași dragoste și venerație în preajma lui de fiecare dată pe 15 ianuarie, pe 15 iunie, trecerea lui în eternitate. Chiar dacă trebuie să purtăm mască și să păstrăm distanța socială, nu vom întrerupe această frumoasă tradiție care s-a încetățenit de mult la noi, de a-l cinsti pe Eminescu, pornind în fiecare zi de 15 iunie, de aici, de pe Aleea Clasicilor, din acest spațiu, din acest punct luminiscent al capitalei noastre, al Republicii Moldova. Ne bucurăm că se adună tot mai multă lume, șefi de partide pe care îi salutăm, reprezentanți ai primăriei, reprezentanți ai guvernului, ai ministerelor, vă salutăm pe toți cu multă dragoste. Sunt mulți colegi scriitori aici. O să invităm pe rând la microfon. Avem și interpreți. Trebuie să vorbim foarte scurt, că e și frig. Avem și actori. Deci vă rog să fiți gata de a veni și de a vorbi succint despre Mihai Eminescu pentru a-i prezenta omagiu în această zi de 15 ianuarie. O invit la microfon aici pe doamna Angela Cutasevici, viceprimarul municipiului Chișinău, pentru a ne spune câteva cuvinte. Și înainte de a vă ruga să vorbim dumneavoastră, vreau să remarc un lucru bucurător pentru noi. Am avut zilele trecute o întâlnire foarte bună, fructuoasă, aș zice, la primărie și cu domnul primar general Ion Ceban și cu doamna Cutasevici, viceprimar, și cu alți viceprimari și cu doamna volontir de la Direcția Cultură. Există o deschidere reală și binevoitoare față de problemele cu care se confruntă cultura Uniunii de Creație, în mod special Uniunea Scriitorilor, și ne bucurăm foarte mult pentru această deschidere spre dialog, doamna Cutasevici.
Vă mulțumesc mult, onorat public, distinși și dragi creatori ai frumosului. Și al meu nume o să-l poarte secole din gură în gură. Și-l purtăm pe scumpul și marele poet Mihai Eminescu, acel care a fost cu renume european, care a fost ultimul romantic care a lăsat pentru eternitate operele sale incontestabile. De mici învățăm poezia lui Eminescu, cântăm poezia lui Eminescu, iubim în stil eminescian. Eminescu este poetul poeților. Eminescu este precursor acelor care scriu și sunt îndrăgostiți de literatură și verbul matern. Eminescu ne unește. Deja de 64 de ani, aici, pe Aleea Clasicilor, avem fericită ocazie să venim și să-i mulțumim, să fim recunoscători pentru moștenirea culturală care a lăsat generațiilor. De 64 de ani, aici, pe alee, a fost înălțat acest bust, care de fiecare dată ne încântă și privirea, și atunci când a fost pornit acum la depunere de flori, cântecul lui, imediat în suflet, parcă sunt sau se revarsă acele trăiri, amintiri de frumoasa poezie eminesciană. Eminescu unește profesii, Eminescu unește oameni, Eminescu unește culturi. Noi, cei de la Primăria Municipiului Chișinău, suntem mândri că în 2020 am reușit să dăm o altă față și sculpturii din scoarul care poartă numele și sculptura care are o deschidere nouă, parcă ne îndeamnă și ne cheamă la reflecții. În contextul zilei de astăzi vreau să menționez că Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Cultură, va organiza un șir de acțiuni, activități cultural-literare dedicate marelui poet Mihai Eminescu. Sigur că în acest an toate activitățile vor fi organizate altfel. În speranța că anul viitor vom fi alături, deja pe viu, vom putea admira, cânta și savura din frumusețea vie a cânticului, a poeziei eminesciene. La mulți ani tuturor, să ne trăiți, să iubiți, să cântați ca Eminescu. La mulți ani. Mulțumim! Mulțumim, doamna Putasevici, vă mulțumim foarte mult. Mă bucur să-i văd aici pe mulți colegi, distinșii mei colegi, scriitori. Literatura și arta prezentă aici, împreună sau frunte cu redactorul șef, poetul Nicolae Dabija, Nina Josu, domnul Moroșanu, Ilian Filip stă alături, Dumitru Apetri și Tudor Zanet, Titus Știrbu, mai mulți colegi pe care o să invit aici la microfon să vorbim așa un pic mai subțint. Nicolae Dabija, îl rog să vină la microfon. Alte măști aceeași piesă, anticipa marele nostru poet pandemia din acest an. De aceea n-am fost de acord cu cineva care a spus că Eminescu este un poet de azi. Părerea mea este că Eminescu este un poet de mâine. El este poetul secolului 21 și al tuturor secolelor. Eminescu cu creația sa a anticipat toate timpurile. Este semnificativ că ne întâlnim la fiecare 15 ianuarie aici, în inima Chișinăului. Mișcarea de eliberare națională a pornit din preajma acestui bust.
Am avut atunci binecuvântarea marelui nostru poet, pentru că noi am supraviețuit și cu creația lui Eminescu. A fost o rezistență prin cultură, o rezistență a noastră cu Eminescu. Și noi am învins pentru că Eminescu a fost de partea noastră. Am să vă citesc o poezie dedicată lui Eminescu, intitulată Întoarcerea lui Eminescu. Am scris această poezie după ce un prieten de la Cernăuți mi-a spus că l-a văzut pe Mihai Eminescu rătăcind pe străzile Cernăuților. Și atunci am scris acest poem. Chiar acum când ninge pe Moldova, veste ne-a sosit din Cernăuți că de acolo Eminescu tânăr a pornit spre Chișinău, desculț, cu desaga plină de poeme să se adeverească a pornit dacă mai suntem la locul nostru și să vadă dacă n-am murit, să ieșim pe viscole înainte, care cu o carte sau o floare, pașii din omăț să-i culegem și să-i cerem în genunchi iertare, pentru că nu-l mai lăsăm să doarmă și îl purtăm de drumuri pe un veac, ba se aprinde grâul, ba copiii mor în Bucovina, ba se aprinde grâul în Bugeac, iartă-ne, bădiță, să-i spunem, că ades, cum veacul e în delir, ai fost oaspete în casa ta și în țara ta un musafir. Multe am suferit în acest secol, care ne schimbându-se ne schimbă, deseori ne-am rușinat să spunem